9, 10, 11 consilieri locali au venit cu greu din vacanță pentru ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia. Cel mai fierbinte punct de pe ordinea de zi a fost deschiderea unui hipermarket în zona industrială. Păi există posibilitatea ca acest supermarket, cum se face în toate orașele europene, să fie la marginea orașului, nu centrul orașului. Bravo, așa. Nu sunt la spectacol, dragi. Călin Matieș reprezintă o asociație a micilor producători locali, o categorie care se teme de apariția unui nou hipermarket. Călin Matieș și alți mici producători au venit în ședința Consiliului Local pentru a încerca oprirea construirii noului hipermarket în centrul orașului. Ne-am adunat așa foarte repede, dacă știam, veneam mai mulți. Suntem contra deschiderii unui hipermarket în orașul Alba Iulia și vă și motivez. Chiar am făcut și un calcul economic și un calcul social ca ce înseamnă deschiderea unui hipermarket în centrul orașului. Nu zice nimeni la periferie. V-aș ruga dacă ați putea un pic să studiați și ca și economic și ca și social, să vedeți ce înseamnă aceasta. Pentru că distrugem economia locală. Economia locală care deja a fost distrusă de Kaufland și suntem printre puținele orașe din Europa care avem hipermarket în mijlocul orașului. Două încă. Și chiar aș vrea un pic să aveți, chiar am asistat în Parlamentul României și în Comisia Agricolă la un proiect de lege prin care spune scoaterea hipermarketului din orașe. Împreună cu cel cu Duminica Antidera și chiar și scoaterea lor din în afara orașului. Pentru că toată lumea și-au dat seama că un hipermarket distruge economia locală. Vreau să vă spun că sunt, de exemplu, în Kaufland. Avem, chiar am studiat aici, 36 de produse locale, limitrofe. Restul sunt toate din Europa. În schimb, în magazinele mici, magazinele de proximitate, magazinele de cartier, vând toți. Vreau să vă spun aici, aveți niște calcule la impozite. Ce salarii generează 176 de magazine de cartier cu 5 angajați, 3 vânzătoare, un contabil și patronul care tot trăiește de acolo. Care sunt Ampoiu și zona industrială. Pe o rază de 3 km, 176 de magazine. Generează aproape 1 milion de euro salarii, în schimb, un magazin de genul ăsta, 70 de angajați maxim. Cam câte și ce salarii au? 1000 de lei și ei, ca și într-un magazin de cartier. În primul rând, problema de legalitate. Noi aici nu putem, dacă proiectul este ok din punct de vedere urbanistic, nu putem să oprim investiția nimănui. Așa cum am dat autorizări la Kaufland, la Lidl și la oricare dată, dacă este ok, noi nu putem din punct de vedere. De ce? Pentru că pur și simplu, investitorul poate să se considere deci, că nu avem temei, să ne dea în judecată și să câștige. S-a întâmplat, este precedent la Timișoara. Să nu vă supărați că vă spun. Ne spuneți aici că dispar niște locuri de muncă, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar și ei creează locuri de muncă. Și ultimul aspect pe care aș vrea să vi-l spun sunt în al treilea mandat de consiliere. Cu ani în urmă, vin și eu din domeniul privat, mi-a apărut concurență în zonă și eram consilier local. A venit ambientul, a venit Dedeman. Se poate verifica, în procese verbale, am votat pudurile la amândouă. Chiar dacă eram lovit direct în afacere, adică mi se pare moral să respecti legea, indiferent dacă îți atinge interesul personal, și nu putem opri, repet în altă, orice investiție. Eu, ca liberal, nu o să pot niciodată să mă pun unei investiții în județul Alba Iulia, indiferent de ce natură. Când vine o a doua investiție de nivel respectiv acolo, toată zona se va schimba și din punct de vedere social. Haideți să fim onești și să gândim lucrul ăsta. Deci acea zonă se va dezvolta. Sigur, o zonă cenușie a orașului va prinde culoare. Ca să nu-i spune neagră. Așa. Nu-i spune chiar neagră, dar spune cenușie. Doamnă Bogleantă. Vreau să recunoaștem lucrul ăsta, că acolo unde acum era colectare de fier vechi și nu știu ce ruină și totul negru și cenușiu, pardon, domnul Bugla, cenușiu, se va transforma în ceva de ce înseamnă poate Kaufland, Dedeman sau poate chiar mai sus. Deci eu spun că va mobila zona, nu vine deloc împotrivă sau că nu-i bine venit acolo. Este chiar foarte locul bun. Foarte bun. România suferă în momentul de față de o hemoragie financiară
gravă, gravă, cu ridicări de mâini, probabil a murit toată industria siderurgică românească, cu ridicări de mâini a murit toată industria de pielărie și tot ce a însemnat industria serioasă în România și acum sunt investitori străini, la care nu ne-am putut opune. Probabil așa va muri și comerțul și producția alimentară românească prin ridicări de mâini, că nu ne putem opune. Nu ne putem opune, în schimb putem încuraja producătorii locali și trebuie să ni se pară mult mai important și mai de-al nostru un producător local decât un investitor care vine și transformă o zonă care atât de amabil s-a oferit să facă pe cheltuiala lui sensul giratoriu și ca să îl împac la încheiere de mandat și de carieră politică de domn Popa Biscol. N-ar putea să facă cei de la Silvreau și sensul de la Oară. Proiectul noului hipermarket se dezvoltă pe 1,9 hectare, dar magazinul propriu-zis va avea 6.500 de metri pătrați. De azi înainte, în cadrul municipiului Alba Iulia, nu se mai construiesc hipermarketul, se construiesc la marginea orașului. Nu, dar cum au reușit cei din Franța, cum au reușit cei din Franța, Italia, orice țară civilizată, toți sunt afară. De acolo să dea Parlamentul o lege protecție, dar putem noi la și atunci ce faceți noastră ca primărie când există legea? Pe ce cheltuieli veți desfăgubi investitorul, primăria? Pe ce cheltuieli veți desfăgubi ca el să scoată afară? Că e la fel vă dă în judecată. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a trecut.